Bună ziua, sunt Mihaela Brazu, corespondent Columna TV. Astăzi la Giurgiu a ajuns caravana Europa pentru tineri și stăm de vorbă cu domnul Adrian Chiran, vicepreședintele TNL, și am vrea să ne spună câteva cuvinte despre scopul acestei campanii. Caravana pentru tineri este o acțiune desfășurată la nivel național. Este o acțiune care se desfășoară în fiecare județ al României prin ancorarea unui steag de dimensiuni impresionante, steag format din steagul României și steagul Uniunii Europene. Scopul acestei acțiuni este de a promova valorile europene și de a aduce Europa în fiecare localitate. Steagul va face turul României și va uni simbolic țara, trecând prin toate cele 41 de județe, cu destinație finală București, pe 9 mai, de Ziua Europei.